ordinară a Consiliului Local al Comunei Liberi Județul Bacău, întâlnită astăzi 28.12.2018, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15. Din câte am înțeles de la domnul Lungu, și cum au spus și ceilalți colegi, lipsește motivat domnul consilier Surugiu Daniel, care este plecat din țară. Conform înțelegerea de legioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Ardeleanu Cornel Ion. Cine este pentru, vă rog mult? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Păi este un votul pentru. Să vă rog. Domnul președinte, m-a rugat să vă întreb dacă există elemente de adăugat la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru, vă rog? Este cineva împotrivă? Cu 14 voturi pentru a fost acolo. Ne rog. Taxelor și impozitul locale pe anul 2019 în Comuna Liviei, Județul Bacău. Proiectul 1.2. Proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului local al Comunei Liviei, Județul Bacău, pe 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâri primarul Comunei Liviei, Județul Bacău, 2015. Supunem la vot ordinea de zi și de două puncte. Cine este pentru că rămâne? Este cineva împotriva sau acțiune domnul președinte cu 14 voturi pentru sau aprobat un ordine de zi? Da. Da, să spun domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, bine ne-am întâlnit astăzi, 28 decembrie. Ultima ședință de Consiliu Local din anul 2018. Este o ședință în care suntem toți implicați. Primul proiect pe ordinea de zi este cu taxele și impozitele pe anul 2019, care vor fi stabilite aici. Și al doilea proiect este cu rectificare bugetară, care ne-l dorim cu toții, este o rectificare în plus, ceea ce face ca noi să putem lucra bine, spun eu, ca și instituție. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre luna care, iată că încetul se scurge și vom depăși. Vom trece în anul următor. În această perioadă au fost activități care s-au întâmplat, activități specifice zonei lunii decembrie. Am avut ninsori, s-a lucrat în această perioadă pentru dezăpezirea drumurilor comunale. Lucrări care s-au desfășurat normal, întocmai
cum ne așteptam și noi și cetățenii comunei Livest. Tot în această perioadă, în această lună, la începutul lunii, în data de 1 decembrie, am sărbătorit cu toții centenarul Mare Uniri, la care o delegație din formată din consilieri și din administrația locală ne-am deplasat la mausoleul de la Mărășești. Un simbol al Marii Uniri, dacă pot să spun așa, simbolul nostru ca națiune, în care depuși o parte din eroii neamului în acele cripte ale mausoleului. Am fost cu delegația și am văzut și cetățenii așezați acolo din zona noastră. Pentru noi este o onoare că eroii noștri din local au fost puși la loc de cinste în acest mausoleu. Aș vrea să dau cuvântul domnului consilier Lungu, pentru că dânsul a onorat prezența noastră la mausoleu, acolo și-a regăsit, sau știind că este depus și un membru al familiei sale. Și aș vrea să rog să ne spună câteva cuvinte de ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc, domnul primar. Stimați, doamne, stimați colegi. Pentru că am sărbătorit anul Unirii, adică 100 de ani de la Marea Unirii, prin mari jertfe, sigur, împreună cu primăria și cu o parte din consilieri care au putut să meargă, ne-am deplasat la mausoleul de la Mărășești. Primăria a depus o coroană de flori la mormintele de acolo, iar eu am depus la unchiul meu. Am făcut poze acolo, în sfârșit. Vreau să vă spun, domnilor, că acolo, dacă cei care n-ați fost niciodată, vă îndemn eu să vă duceți să vedeți. Să vedeți adevărata noastră istorie, cine suntem și prin ce jertfe suntem astăzi România. Că putea fi altă țară, era puteam să fie. Bun. Acolo puteți vedea, domnilor, armament din epoca respectivă, îmbrăcăminte militară, rudimentară, cum era atunci, cu chipiuri din ele, așa, în sfârșit. Putem vedea proiectile, tunuri de diferite mărimi. Putem vedea figura fiorosului mareșal Mackensen, pe care l-am pozat. Are o figură fioroasă, după și funcția respectivă. Domnilor, acolo și la etaj și dincolo în compartimentul ăla, acolo vă îmbogățiți sufletele domnilor consilieri și stimate doamne, stimate doamne. Puteți face o vizită acolo, nu veți regreta, veți fi foarte fericiți. Pentru că acesta este adevărul. Nu multe popoare se pot mândri cu așa ceva. Nu multe popoare. Toate au apărut la aceste probleme, dar s-au pierdut în negura vremurilor. Problema este că noi astăzi trebuie să fim, să avem un comportament față de această țară pe care ne-a lăsat o moștenire, să fim demni de ea, să o păstrăm. Să știe și estul și vestul că pe aici nu se trece nici apă după 100 de ani. Știți la ce mă refer? Eu cred că fiecare avem datoria. Pentru că suntem urmași a celor 38.000 de eroi. Și nu numai ei sunt eroi 38.000. Că au rămas unii care au luptat la fel ca așa la care e decedat, a rămas în viață. E bunicul dumneavoastră, e bunicul meu, e unchiul, e al nostru, e român de al nostru. Se merită să facem, că dacă a durat 5 ani acest război, 5 ani. Și după 5 ani de luptă,
au recunoscut toate țările victoria și și-au dat avizul că România este mare. Din păcate, azi nu mai este mare. Brutul e hotar între români și români. Este un păcat. Dar eu am mai spus data trecută și spun și acum. Pactul Ribbentrop-Molotov n-a fost ratificat de Parlamentul României. Nu este legal. Dar cu toate astea se menține ca o șandrama din aia, e putredă, nu mai are rădăcine, dar stă în picioare. De ce? Pentru că nu mulți din conducătorii noștri care conduc astăzi România și care au condus-o până acum, n-au curajul. Așa cum n-au curajul nici să se ducă la Moscova să spună 95 tone de aur care l-am dat aici în custodie când începea război, dați-mi aur, nu se duce nimeni, n-are curajul nimeni, domnule. Eu cred că cei care sunt acolo în morminte ar avea curaj. Acum nu zic că nu sunt oameni cu același suflet. Sunt oameni cu același suflet. Dar nu știu de ce se tărăgânează. Eu cred că această națiune nimeni nu o poate diviza. Că am încercat de-a rândul secolului. Am mai spus, ne cunoaștem de 2000 de ani, dar ne cunoaștem de mai înainte de 2000 de ani. De la Decebal 2000 de ani, de la Burebista mai înainte, de la Dromihete mai înainte cu timp că v-am uitat, și de la Lismac, care, am mai spus-o eu, într-o luptă cu inamicul, i-o luat prizonieri și după ce i-o luat prizonieri, le-o spălat tălănile, le-o dat să mănânci și o trimis de unde au venit. Iată rădăcinile noastre. Suntem un popor străvechi, cu inimă de creștini. Deși cuvântul creștin are numai de la anul 321 încoace. Atunci o înființam cuvântul ăsta. Domnilor, eu vă sfătuiesc să ajungeți la Mărășești. Se plătește intrarea cu reducere 2 lei, 3 lei, dar nu mai contează asta. Aveți ghid, un profesor de istorie care spune problemele care au fost și care sunt. Este cartea de onoare. Veți fi mai dotați și mai români dacă vă întoarceți de la mausoleu acasă. Eu vă mulțumesc. Dar mulțumesc, domnule consilier. Dacă cineva mai are de adăugat ceva, primul punct de ordine de zi este stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Livez, județul Bacău. Proiectul de hotărâre a fost citit de către fiecare dintre dumneavoastră, a ajuns prin corespondență, ați luat la cunoștință. Comisiile de specialitate, aș vrea să aud ce au spus în urma ședințelor proprii. Comisia de specialitate numărul 1. Favorabil. Aveți favorabil. Comisia de specialitate numărul 2. Favorabil. Domnul Lobu. Și comisia 3, favorabil. Am primit bani. Nu, asta este impozitul și taxa. Cine ar fi împotrivă? Taxa și impozitul. Bun, dar eu am să depun hârtia pe doamnul 2 acum. Sunt favorabile toate. La taxe și impozite, problema este că am dat aviz favorabil, ceea ce este în codul fiscal, nu putem modifica pentru că lege. Iar celelalte taxe fiind aceleași, nu sunt dau aviz favorabil. Deci, am spus în ședință, am spus să vă spun că nu dăvânțeam pe doamna Dumnezeu. Dacă aveți întrebări pe această temă, doamna vă poate răspunde. Dacă dumneavoastră ați avut materialul la îndemână și l-ați studiat, ați văzut că taxele rămân aceleași, în afară de... Indexate cu rata inflației aferente anului 2018, adică care e de 1,34. Asta vreau să vă întreb. Dacă sunt întrebări în principiu și cetățenii de acasă, cetățenii, dacă se majorează ceva... Eu, deci este indexat cu rata inflației conform legii, care pe site-ul Ministerului Finanțelor este de 1,34, atât. Deci asta este singura majorare, care este infimă. Dar trebuie respectată pentru că așa impune legea. Nu față de celelalte impozite, nici o altă majorare suplimentară. Dumneavoastră puteți decide o majorare suplimentară cu până la 50%, dacă doriți.
la propunerea dumneavoastră. Noi am rămas la nivelul de anul trecut, la care am pus strict rata inflației aferentă anului 2018. Atât. Asta înseamnă că... Pațile rămân aceleași. Da, cu o mică diferență, vă dați seama. Pentru că și noi vom informa cetățenii, că ne întreabă. Ne întreabă și trebuie să informăm. Asta e tot. Altceva nu e nicio modificare. Mulțumim, doamna Alcanta. De ce? Le aveți și dumneavoastră documente. Am trimis fiecare consiliar. Au putut să studieze. Acum sunt elemente de adăugat. Doriți să faceți intervenții? Sau să o punem în vot? Cine este pentru aprobarea impozitului taxelor locale? Așa. Cu 14 voturi pentru domnul președinte, a fost aprobat impozitul taxelor locale. Ce doresc să vă spun, față de ceea ce v-am trimis dumneavoastră, pe data de 21 decembrie, pe data de 19 vă trimisesem deja invitații, au mai venit 130.000 de lei printr o hotărâre de guvern 944 din 20-a 12-a 2018, care proiectul de hotărâre față de ce ați primit dumneavoastră sună astfel. A fost adăugat la punctul la proiectul de hotărâre. Deci 130.000 de lei din contul 110206, sumă care a fost repartizată astfel. Cheltuieli materiale, cont 510220, suma de 30.000 de lei. Cheltuieli de transfer pentru copii instituționalizat, suma de 20.000 de lei. Cheltuieli materiale, cont 740220, suma de 30.000 de lei. Cheltuieli materiale, conform cont 840220, suma de 50.000 de lei. Pentru celelalte sume ați primit și ați avut materia acasă. Deci asta a venit după ce domnul secretar v-a trimis dumneavoastră plicurile. Acum ați văzut și cum se repartizați în interiorul bugetului. Astea sunt lucruri binevenite pentru că ne ajută ca noi să ne putem desfășura activitatea și să facem ceea ce trebuie pentru comunitatea noastră. Comisia de specialitate numărul 1. Comisia numărul 1 favorabil. Comisia de specialitate numărul 2. Favorabil. La 3, domnul Rugu deja mi-a dat deja am avizul. Și aș vrea să adaug câteva cuvinte. Desigur, când primim bani, suntem bucuroși. Și eu personal. Dar aș fi și mai bucuros dacă nu s-ar mări taxele și impozitele. Pentru că plouă cu bani în toată România, asta e adevăr. Am văzut și la televizor, cu miliarde. Dacă în același timp să scumpesc de la 1 ianuarie cu tare, pe cine favorizează aceste suplimentări de bugete? Pe o anumită parte. Pe o anumită clasă de oameni. Iar marea majoritate nu beneficiază. Dar scumpirile le suportă toată omenirea, toată suflarea românească. Eu cred, sigur, legiuitorii fac cum știu ei acolo, eu cred, părerea mea personală este că mai bine era în loc să arunce cu bani în vânt, mai bine scutea taxele și impozitele. Nu scumpeau alimentele, utilitățile și combustibile, dacă le ieftenea pe astea, simțea toată populația. Asta cred eu. Acum fiecare cum crede. Oricum, aviz favorabil am dat, proiectul n-are cum să nu treacă. Mulțumim, domnule consilier. Doriți să mai spuneți cineva ceva? Acum o să supunem la vot. Da. Adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog. Proiectul de hotărâre prin rectificarea bugetului. Vă mulțumesc și Gabi. Domnul consilier, iată că
astăzi, 28 decembrie 2018, o ședință de Consiliu Local cu problemele comunității, cu problemele la zi, s-a dus la îndeplinire corect, civilizat. Vedeți că se poate și într-adevăr în Consiliul Local chiar sunt consilieri și oameni care știu într-adevăr să respecte cetățenii. N-am avut o ședință în care să vorbim orice, dar nu discutăm problemele la zi, pe ordinea de zi. Orice se discută, ați văzut și dumneavoastră, lucruri care până la urmă o singură persoană face atac la persoană, se duce de fiecare om cu tot felul de vorbe, cu tot felul de asta și ședințele de consiliu sunt limitate. Dar astăzi sunt mulțumit și sunt mândru că fac parte din această echipă. Vă mulțumesc! Domnul primar, îmi dați voi, domnule ședinte? Da, domnule. Ședința e scurtă, nu o lungim mai prea mult. Eu am remarcat un lucru, dar cred că și dumneavoastră, toți consilierii, problemele în contravedere funcționează. Primăria funcționează, zic eu, foarte bine. N-am să fac eu o analiză. Așa. Consiliul Local funcționează. Eu cred că nouă ne trebuie mai multă prietenie și să mai ștergem cu buretele anumite lucruri care nu sunt prea plăcute, zic eu. Nu? Noi, deși aici în Consiliu suntem din 5 partide, dar eu nu fac deosebire. Când e vorba de administrație publică, nu fac deosebire. Pentru că toți suntem același lucru. Să ne facem datoria pentru această comună în care trăim. Și aș vrea să amintesc faptul că dacă în 2019, cu sprijinul vechilor funcționari, și cu actuale, dacă noi vom reuși să avem gaze naturale, vom ridica comuna la un nivel de oraș. Apă este, mai urmează canalizare, sigur. Și cred eu că și noi consiliere, având în vedere că se circulă, cred că și dumneavoastră, dar sunt idei, că nu se poate pune că milioane, poate sute de milioane de instalații de gaz. Nu, domnule, nu. Vine comisie, face expertize la locuința respectivă, așa, în funcție de distanță, în funcție de cât vrei, cât e cu două focuri, dar poate vrei numai unul, nu e o problemă, așa, nu se va plăti miliarde. Și cred eu, cum am mai discutat și cu domnul primar, că probabil și constructorul va acorda pentru anumite persoane să plătească taxa respectivă în rate, cred eu, nu? Totul este posibil. Numai bună voință. Și de aceea, dumneavoastră, domnul consilier, când vorbiți cu cetățenii cu care luați legătura, să le explicați. Avem și PECO acum? Așa. Uite, domnul Mocor a arătat. Începând, acolo, pe data de 22, așa, avem și un PECO care, vă spun drept, pe toți ne bucură. 50 de milioane în prima zi, vânzare, a doua zi a fost 20, după aceea peste 50, a treia zi. Deci funcționează. Funcționează. Și dacă de la început, o luat-o bine, un lucru bun început, pe jumătate este făcut. Deci avem un lucru și cred că primăria și primăriile din zonă vor face contracte pentru aprovizionarea cu combustibil, nu? De la vecul nostru. Că noi așa vrem ca să susținem instituțiile care avem noi aici, nu? Așa vrem. Un singur lucru mai lipsește, zic eu, de la nivel domnul primar și domnul consilier. Pentru viitor, nu acum, un spitalișor mic, 3-4 camere, atât și o metru. Pentru că noi suntem în deficit la capitolul îngrijirea sănătății ca români. Ați văzut și la televizor că în sănătate sunt mai mulți medici pe 1000 de pacienți ca la noi. Domnule, nouă n-ar trebui așa, o cameră de internare bărbați, una de femei, una de copii și eventual și una de naștere. Aici în spital s-au născut foarte multe lume. Un spitalișor, asta pentru viitor. Nu putem începe toate lucrurile, dar zic eu,
Da, asta trebuie făcute de mersul la guvern, la guvern, în primul rând la Ministerul Sănătății și după aceea la guvern, la parlament, personalitate. Dacă vom avea aceste obiective, nu va mai pleca nimeni de la nivel să se mute la oraș. Poate de la oraș care au plecat din înapoi. Auziți? Întâi stenă cu biserici. Poftim? Stenă cu biserici. Da, domnul. Da. Da. Astea sunt și astea spune început. La niciun invitat. Cu biserici și tot cu zile. Dragi bunicoase, dragi prieteni, domnule primar, domnule fost primar, poate să fie fost mai bine, nu se știe, viața nu fără orice. N-aș vrea să termin, nu pot să nu fiu critic cu mine și cu noi cei din Consiliul Local, pentru că, aflând dacă am terminat într-o notă de asta dragoste prea multă, am uitat de fapt că suntem întrebuși în Consiliul Local de către cetățeni, ca să reprezentăm interesele. S-au împlinit 100 de ani de la Marea Abonire, e frumos, mi-aș fi dorit foarte mult ca la sfârșitul anului 2018, această bucurie, care împărtășim toți românii, să fi fost încununată și cu gazele care au început de 20 ani, dar nu s-au terminat, apa care a început de 12 ani și nu am terminat-o, școala de la Paina care a început și neterminată de mai bine de 10 ani de zile, zidul de la Prăjoaia, unde mănâncă tazlouă de fiecare că vine mai rupe din mal de acolo și creează probleme la cetățenii din Prăjoaia, drumurile neterminate pe la începute și neterminate la Prăjoaia, chiar azi am fost acolo să plâng oamenii că dacă ai văzut copulat un pic sau supa malul și rămas numai asfaltul, nu pot trece două mașini una prin alta, pentru că cred că acolo ar fi trebuit și un pic de șanț, așa cum ar fi trebuit făcut și la Poiana, un pic de șanț. Deci mi-aș dori foarte mult ca lucrurile astea pe bani, nu mi s-au dat niște bani pentru astfel de activități, nu au fost manageriate și duse la bun sfârșit, gospodărești așa. Sigur că banul e la mijloc aici, dar sunt convins că de cele mai multe ori și lipsa noastră de interes a celor care au fost în măsură să pună în aplicare astfel de proiecte nu a fost atât de bine nu au fost atât de bine intenționați ca să fie și lumea să fie mulțumită. Ce ar fi fost acum? Să am apă la poia. Doar că mi-a făcut o fântână în bar, că n-avem apă. Chiar vă spun acum, în ziua de Crăciun, dimineață, după masă vreodată, până n-am avut apă dimineață. Deci, vreau să vă spun ceva, că există nemulțumire din partea oamenilor. Pe lucrurile începute și neterminate. Mi-aș dori foarte mult. Pentru cei care se află la conducere și care o să vină, să încerci de să termină astfel de aceste obiective foarte importante care țin de viața noastră de zi cu zi, de bunăstarea noastră. Canalizare. Ce nu și-am dorit să avem gaze? Nu cred că cei care au fost la conducere și-au dorit, dar cred că le lipsi ceva. Ne-a lipsit ceva totuși. Unele comune, unii primari au reușit să strecoare, să facă, să fie mai bun manager, mai bun afacere. Și au reușit să pute niște proiecte la bunăstare. Noi n-am reușit. Am început și n-am reușit de ani de zile. Păcat. Păcat totuși, că lumea așa aș dori și de la noi. Mi-aș dori la anul, domnule, Sorin, chem primar, locuitor de primar, că nu mai contează, ai funcție de conducere și sunt sigur că voi merge până la noi la alegeri, să încercăm să punem în practică, să mulțumim și poporul ăsta al nostru. Nemulțumit. Că sunt foarte mult nemulțumit, să știți. Unii sunt mulțumiți de noi, că suntem prieteni. Dar marea majoritate este nemulțumită, pentru că oamenii vor altceva în afară de faptul că suntem prieteni. Deci vreau să-i răspund un lucru. Cum vă spune dacă ați fost în Prăjoaia astăzi? Foarte bine. Dar vreau să vă spun că lucrurile nu sunt finalizate. A venit iar la dispoziție de încetare a lucrării. Nu putem. Dacă în Prăjoaia astăzi, în momentul de față, dumneavoastră ca și consilier local, găseați un șantier care turna beton la minus un grad, două, trei, dumneavoastră aveți să veniți în Consiliul Local, spuneți, domnule, vă bateți joc din banii noștri? Deci nu se poate, am dat dispoziții de încetare a lucrărilor. În primăvară continuăm și vom duce la final acest lucru. Începem cu altele, pentru că e PNDL 2-ul și încep alte lucrări. Nu le poți termina pe toate dând dintr-un dar lucrări pe raza comunei Livez, cel puțin în ultimii ani, eu cred că sunt vizibile. Eu cred că, eu accept și criticile noastre, nu toată lumea mulțumită, într-adevăr, dar lucrurile merg, exact cum spunea și domnul consilierul, deci nu sunt oprite, lucrările continuă.
Asta este un lucru. Banii vin. Noi căutăm să le facem, dar nu poți să faci într-o zi și am terminat, am dus o lucrare la final. Sunt lucrări care au fost finalizate, sunt lucruri care au fost duse de-a lungul timpului la sfârșit. Astea sunt începutul noi. Sperăm să le ducem la capăt. Dar, cum v-am spus, dacă ați fost astăzi în Prăjoaia și dumneavoastră vedeați niște cifri cu beton și aveați să vedeți să spuneți, domnule, vă bateți joc din noi? Nu. Lucrările au fost sistate pe perioada de iarnă, că n-ai cum să lucrezi pe asemenea timp cu betoane, cu asfalt, cu nu mai știu ce. Iar de la primăvară aceste lucrări vor continua și vor fi duse la bun sfârșit. Da, eu cam atât am... Eu personal am fost... Nu, eu personal am fost cu domnul primar în acele sate unde s-au făcut asfalt și alte lucrări. Și am văzut eu cu ochii mei că într-adevăr se mișcă. Și pentru că domnul primar Crăciun vrea să ia cuvântul, aș vrea să spun că dânsul totuși are un merit în problema gazelor naturale, pentru că centrala și cuplarea centralei cu magistrală s-a făcut că dânsul era primar, are totuși un merit la acest caz. Da, mulțumesc mult că avem domnule președinte, domnule primar Solin. Nu a venit și nici să mă plâng sau eu știu, din contră, mă emoționează foarte mult prezența mea în ultima ședință a Consiliului Local din anul 2018. Aș fi avut, și așa probabil trebuia să fac, mesaje ca de sărbători, dar la provocare domnului consilier Costea nu pot să nu adaug anumite lucruri. Vis-a-vis de ceea ce a spus Iesu, ca o provocare și care mi-a făcut-o. Pentru toți. Pentru toți. Vis-a-vis de lucrările care au fost începute. Este foarte bine. Trebuie să fim foarte bucuroși că aceste șantiere au fost începute. Într-adevăr, sunt unele care ne mulțumesc. Așa cum spunea dânsul, vis-a-vis de alimentarea cu apă. Dar povestea asta am discutat-o, cred că, de zeci, dacă nu chiar de sute de ori. Acest proiect a fost verificat și cred că și acum sunt dosare care stau și zac în arhivele DNA sau nu știu, alte instituții. S-au făcut măsurători, calcule, a încercat să se verifice și ultimul leuț care a fost cheltuit acolo. Doar se va găsi ceva care să îngroape pe cei care, ca niște nebuni la vremea aceea, își propuneau să termine acest proiect. V-am spus de atâtea ori. Veneau proiecte din spate care trebuiau să modernizeze drumurile. Un primar la acea vreme și echipa de lângă el a luat hotărârea de a face aceste branșamente la populație, trecând cumva peste puterea sistemului de alimentare cu apă, care era dimensionat, știți foarte bine, pentru pompe stradale, pentru șgheaburi, pentru animale și nu pentru branșamente la populație. Avem în momentul de față, cred că peste 800 și ceva de branșamente. Cred că 700 sunt contorizate, mai sunt și paușale, mai sunt și problemele care mai sunt. Izvoarele sunt aceleași. Din păcate, anul ăsta aparent avem un pic de zăpadă, dar precipitații nu au fost de 3 luni și ceva de zile, 4 luni de zile, să acopere volumul de apă care se consumă la momentul de față. Știu că au fost discuții în Consiliul Local pentru și avem din vremurile trecute și foarte bine că se continuă. Suntem înscriși într-o asociație la nivel județean în care se primește un master plan. O nouă instalație, o stație de pompare nouă care se va construi. Acolo vor fi probleme pentru că proiectul de fapt se află pe terenul proprietate privată. Va trebui în Consiliul Local să se găsească soluția pentru a reînsuși acel teren, să se facă acea nouă captare, care e vechea captare despre care se povestea că n-am vrut să o pun în practică. Tocmai aia a fost problema, că terenul, izboarele sunt pe proprietatea cetățenilor. Dar se va rezolva și acesta. Eu am încredere că trecând peste toate animozitățile astea politice între noi și revenind la discuțiile dinaintea mea, cred că înainte de a fi concurenți politici, suntem oameni cu suflet, care ne interesează soarta comunei Iulezi. Și e bună și critica, așa cum spunea și domnul Ichim. Câteodată critica, dacă este constructivă, este cea mai bună. Și cu siguranță, dacă vom strânge rândurile și vom uita câteodată de
ordinele politice pe care le primim din altă parte și ne vom apleca mai mulți pe populația din comunale vezi și relația de prietenie și pe care trebuie să o avem ca să urnim aceste proiecte, cred că vom reuși să facem lucruri. Alimentarea cu gaze. Păi nu mai stă în pixul nostru. Deja constructorul sau cel care va furniza gaze, totul este la el. Am făcut front comun cu toții, am tocit pingele la pantofi ca să avem ceea ce avem astăzi. Din momentul de față nu mai ține neapărat de noi, ci ține strict de constructorul care trebuie să vină să facă aranjamente. Și de dorința cetățeanului. Că noi ne-am făcut treaba până aici. Ca să închei, eu zic să... Cred că sunt cel mai în măsură să fac apel la unitate, la... Cred că calm trebuie să avem fiecare dintre noi, dar la responsabilitatea pe care ne-au dat-o cetățenii atunci când s-au pus încrederea în noi, să muncim în folosul lor și să o facem așa cum știm noi bine, punându-ne toate forțele și toate resursele de care dispunem la picioarele cetățeanului. Într-adevăr, cetățenii noștri au nevoie de sprijinul nostru și dacă pentru un mandat de 4 ani ne-au acordat nouă încrederea, cred că ar fi bine să nu-i dezamăgim. Echipa Partidului Social Democrat, alături de cei cu care suntem în alianță și de dumneavoastră toți, până la urmă, local aici trebuie să fim într-o alianță pentru cetățeni, își va pune toate forțele intelectuale și nu numai pentru a aduce la bun sfârșit proiectele care le avem determinat. Vă urez tuturor și cetățenilor comunei și dumneavoastră de aici un an nou 2019 cu multe realizări, cu multă sănătate și să lăsăm relele din urmă ce treacă odată cu 2018. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să discut. Nu am avut niciodată emoții, chiar și atunci când conduceam ședințele, cum am acum, sincer vă spun. Dar probabil așa este o stare care o ai atunci când vorbești în fața unor oameni care au așteptări sau au avut așteptări de la tine. Vă mulțumesc mult! Două cuvinte, dacă îmi permiteți, sunt că am deschis o cutie a Pandorei și am convingerea că lucrurile sunt de aproape, dar nu în totalitate sunt adevărate. Ordonanța 27 de 2007 ne-a dat posibilitatea comunității noastre, parcă 27 a fost, nu? Cu apa, în 2007, ca această comună să fie alimentată cu apă în totalitate. Nimeni nu-și permite, s-a luat o sumă de 1 miliard de lei atunci la vremea respectivă, era vreo 35 de milioane de euro. De 35 de miliarde de lei. Asta însemna 1 miliard de euro la vremea atunci, era de euro 30. Să facă un proiect documentat, fundamentat, dat în lucru și să spunem acum că de fapt AFA a fost făcut numai pentru popii stradale și pentru animale. Este o aberație, este o minciună. Proiectul nu l-a făcut domnul Crăciun, l-a făcut fost primar Costia. Eu știu exact cum arăta proiectul ăla. Dacă se respecta proiectul domnul primar, nu mai are nevoie să mai face lucrul adus pe la Bălăneaș și în altă parte, așa, dacă se respectau cele două stații de pompare, comuna avea apa astăzi. Eu n-am spus niciodată două stații, două puncte separate, nu știu să spun așa. Nu am spus niciodată, pentru că sunt consilier de câțiva ani, v-am întrebat pe prima de ședințe când se discuta problema asta apei mereu. Și am spus așa în felul următor, am considerat eu și constructorul că e suficient singur stați de apă. Deci, nimeni nu spune că s-au consumat bani ilegal. N-ați respectat proiectul de apă, de asta comuna nu are apă. Dar nu să vreți să spuneți acum că apă a fost făcută pentru pompi stradale și pentru vite și pentru noi nu. Păi să vă aminte. Dar ca să termin. Am făcut campanie electorală, transmis că apa oameni și până la urmă s-a dat. Acum vreți să spuneți după ani de zi că de fapt au fost pentru pompi stradale și pentru consumul pompi. Nu stă în picioare, să știți. Deci nu stă în picioare. Deci vă rog să nu dezinformăm, mă deranjează foarte mult. Eu știu proiectul. Tot. Nu ați făcut niciodată cu proastă despre el în față la casă. Nu știți ordonanța, ați uitat și ordonanța. Nu mai contează. Din 2007, cea mai importantă este ordonanța 2007. Ordonanța 7 pe 2006. Așa. Dar nu e 1 miliard de euro, cum spunea, a fost un... milion de euro, nu ați spunea. Un milion de euro. Era vreo 35 de miliarde de bani cash. Cred că cu toții știm să citim un memorul
de proiectare. Și cred că a fost citit nu numai de mine, că cu asta s-au dus în toate instanțele, cu faptul că nu s-a respectat proiectul. Dar deci proiectul a fost respectat. Nu era în măsură nici un primar, nici eu, nici nimeni care a venit după mine să decidă singur lucrul ăsta. Au fost dirigenți de șantier, au fost proiectanți care și-au asumat lucrurile. Primarul semnează ultimul orice document și pe situația de lucrări care se plătește, primarul este cel care semnează ultimul. Pentru lucrări făcute. Deci, mă refer că n-a respectat un proiect. Nu a respectat un proiect. Toate dispozițiile de șantier care s-au făcut la vremea aceea, care nu erau neapărat cele făcute, este da, dorința primară. Într-adevăr, puteam face o ilegalitate dacă investeam banii publici pe un domeniu privat, în grădina unui cetățean, atunci eram tras la răspundere, ca să fie foarte clar. Deci, haideți să o depunem o dată cu discuții. Nu poți să nu face bine la nu face bine nici nu. A fost, deci nu mai contează de acum. Cert este că s-a valorat și pentru și nu avem amă. Asta e ideea până la urmă. Ne-am dus în joc de banul public. Dar aveți curiozitatea. Putem veni cu proiectul, cu memoriul justific, cu memoriul tehnic aici, în primul rând. Așa să dăm citire în fața camerei de vedere, să vadă cetățeanul comunei Libes, adevărul adevărat, exact ceea ce scrie în studiul ideologic care s-a făcut. Eu creștim cu toții să citim. Haideți să încheiem. Domnul Sfântie, ca să știți că ați văzut foarte bine la adresa cetățenilor. Foarte frumos. Dar să știți că Partidul Național Liberal, organizația noastră, a fost tot timpul alături de concetățeni și de proiectele eligibile. Niciodată n-a fost. Am văzut că a spus de coaliția dumneavoastră. Nu. Organizația PNL-Libes a fost tot timpul prin proiectele oameni. Asta trebuie să fie, toți trebuie să facem. Nu s-au dus toate proiectele, l-am dus sfârșit și au fost alte blocați. Nu am asta, nu s-au blocat niciodată. Am făcut și am spus de fiecare dată, la fel cum se procedează cu unul. Și acum să lăsăm politica deoparte, păi să facem administrație. Nu cred că ar fi poate cineva nebun să... Primarul s-a făcut bani și nu s-a spus, nu trebuie banii ăștia, cum se mai făcea o dată, când trimiteau microbuzele înapoi, că nu știu ce, mai știm și noi de asta. Da. Până lungul că noi am o jumătate să ne spună mult mai mult, dacă îl stârnim. Dar nu am făcut o jumătate de care noi. Sigur că mergem. Noi nu discutăm aici în contradictor, discutăm prietenești și chiar frățești. Foarte bine. Mai ales că este ultima zi de an. Marea greșeală, domnul primar, fost primar, nu trebuia să semnați dacă constructorul a avut un proiect, așa. Atâta. Dumneavoastră a semnat, el a renunțat la captarea din Poiana. Ceea ce spunea domnul ăsta, nu s-a terminat lucrurile. Stați un pic, noi buruiem unul pe altul, că ne înțelegem. Așa. Deci, dacă proiectul a fost atâta, dumneavoastră nu trebuia să semnați pentru mai puțin. Aici este o greșeală. Nu se știe care e situația financiară. Dar problema este că nu trebuia să semnați un primar. Ați greșit, e scuzabil, orice nu poate și greșit, dar problema este că a fost nevoie după aceea să vină un alt proiect care să le cuprindă pe la care era o dată puse. Și noi am aprobat. E vorba de proiectul care este acum. Pentru că vă spun sincer, de la Cămin în sus, oamenii nu au apă. Și nici până la Cămin nu au apă. Dar, domnule, nu nimic, cu tine și București. Hai să fim și înțelegători. București nu are apă de atâtea zile. Nici caldă, nici rece. Deci sunt întâmplă accidente. Dar a renunța la a scurta proiectul nu este corect. Iar domnul primar, domnul Sorin, PNADR-ul ăsta nu prea să țin de cuvânt. Noi avem un program care nu văd că se lucrează deloc. La care? E vorba de canalizare, e vorba de... Așa, problema este că trebuie să-i pistonați. Că dacă avem un program aprobat, păi se termină anul acum. Nu avem canalizare, nu facem confuzii, nu facem programe. Stați un pic. PNADR-ul... PNDL-ul, aici ca să ajungă administrația din momentul de față, avem un proiect PNDL-1 care trebuie finalizat de șanțurile la Brăjoaia și în Stăriga, Oameniuva și la Bălăneasă, unde sunt proiectate, și continuarea asfaltării celorlalte. Dar despre canalizare ce vorbiți? Păi nu avem priză. Am făcut proiect de care nu este depus în momentul de față. Păi de ce nu e depus? Pentru că și acolo era o limită de proiecte, nu puteam depune proiecte. Nu trebuie să o mai alungem. Problema este că nu putem da timpul înapoi să o luăm de la capăt. Cum fac ăștia cu justiția?
anulează ce-a făcut 29 de ani și păiehă dosarul la capăt ca să moară ăla pe măpar, să nu mai condamne nimeni, că e contul acei. Bun. Problema este ce facem începând de azi. Păi, începând de azi. Acum văd că sunt făcut surprins, când văd că între dumneavoastră a fost un scandal tot timpul și acum la sfârșit de an chiar... Nu, așa. De la sfârșit de an, când... Nu, foarte știi. Și este foarte bine. Păi asta, bă, e ceva... Duse ședințele cu probleme ce trebuie. Surprins, din dumneavoastră, domnul Lungu, la cât e... Domnule, dați-mi voie să vă spun, sunt foarte mulțumit în ghilimele. Da. Sunt foarte mulțumit. Că e libertate doamna Udrea. Da, da, mea. Altfel, era supărat. Era foarte. Deci, da, domnul Toate l-a făcut noaptea actele, l-a trimis în țara respectivă, i-a dat drumul și în același timp trimite demiterea procurorului general. Jaf la adresa justiției. Rușine. Da. Eu vă mulțumesc pentru ședința care astăzi am dus-o cu toții și am făcut ca lucrurile să se înțeleagă, să fie pe înțelesul cetățenilor. Așa văd o ședință de Consiliul Local, așa văd eu problemele cetățenilor, să le discutăm. Lăsăm culorile politice aici, vreau să le mulțumesc consilierilor, la toți consilierii, indiferent de culoarea politică, pentru că fără votul dumneavoastră în Consiliul Local, administrația nu poate să-și facă treaba. Cu buni, cu mai puțin buni, nu știu acum, nu știu. Cât de bine mi-am făcut treaba sau cât nu mi-am făcut-o, supor și criticile cetățenilor. Dar eu vă spun cu mâna pe inimă că am căutat în perioada asta de un an și jumătate, de când sunt ordonator de credit al Comunei Liveț și primarul, de fapt, al Comunei Liveț din 2017, eu cred că mi-am făcut treaba și față de instituțiile statului, și față de cetățean, și față de noastră ca și Consiliul Local, având o transparență în tot ceea ce se întâmplă și v-am pus tot timpul la îndemână materialele la care dumneavoastră ați avut posibilitatea să le vedeți cu 5 zile înainte, acasă. Poate și mai bine. Poate și mai bine, da. Mai era o problemă când nu ajungeau la timp, aia altă treabă. Dar, pe această cale vreau să vă mulțumesc tuturor celor din Consiliul Local, cetățenilor Comunei Liveț că au răbdare cu mine, poate am lucruri de învățat, nici eu nu sunt pus la punct cu toate lucrurile, dar de zi ce trece încerc să învăț administrația locală, încerc să le pun la punct și să le pun ordonat și legal. Că până la urmă ne uităm în spate și dacă ai călcat o strâmb, răspund. Nu la anul ăsta, nu la anul, au venit și ne-au cerut documente de prin 2014, deci anul ăsta. Din 2004 documente la niște lucrări care au fost făcute atunci. De asta vă spun. Și primarul are o limită. Trebuie să fie foarte atent la ceea ce face. Nu vine nimeni spune, domnule, n-ai făcut. Și dacă ai făcut și n-ai făcut corect și legal, spune de ce ai făcut. Legea nu te ia. De asta stăm și ne uităm de 10 ori. Noi suntem cu proiecte la zi. Căutăm să promovăm proiecte, căutăm să le ducem. Mulțumesc pe această cală conducere de la Consiliul Județean Bacău. Pentru că oricând, în orice moment am avut ușa deschisă, m-au sfătuit, m-au ajutat. Deci țin să-i mulțumesc domnului președinte Consiliului Județean, domnului Brașoveanu. Cu orice problemă m-am dus, ușa lui a fost deschisă. Nu știam poate. Ne-a sfătuit, ne-a ajutat, deci tot timpul s-a plecat asupra comunității noastre. Și este mare lucru. De această cale vreau să le mulțumesc și celor din conducerea județului Bacău, mă refer aici prefectură și Consiliul Județean, și partidelor care sunt în opoziție, pentru că întâmplător de mai și știm, parlamentare din ani din urmă, jos pălăria conduce. Deci vă spun, posibilitatea de a putea să le ducem la capăt aceste proiecte și a le continua este și datorită celor de la conducerea județului. Și de această cale le mulțumesc. Și aș vrea să închei cu să vă urez dumneavoastră un an nou fericit, 2019, să ne dea Dumnezeu minte și putere de muncă și să gândim lucrurile și să facem în așa fel ca și comunitatea noastră să putem să o ținem la un nivel normal, la un nivel corect, să avem lucrări și să le putem crea facilități cetățenilor, dar și cu ajutorul dumneavoastră toate aceste lucruri se pot întâmpla. Nu cu răutate și nu vreau să mai revin la ceea ce ați văzut și dumneavoastră de multe ori plecam din ședință nu nervoși, dar cu un gust amar așa pentru că se foloseau cuvinte murdare. Vedeți că critica este foarte bine. Domnul consilier Costa, domnul Lungu, domnul Busuioc,
vin cu lucruri pertinente, le discutăm, le ascultăm, nu trebuie să ne ridicăm într-o abiesă, să fugim cu urtinii prin sală, să le punem pe la cameră. Vin oamenii ăștia și fac filmări și le frică. Deci vă spun cum era prin inimă și cel mai sincer. Le frică, nu mai mă duc la Libesc, că se ridică ăla și poate ne bate. Astea sunt discuțiile și vă spun că sunt adevărul. Uite, se discută frumos la masă fiecare, am discutat, m-ați criticat, v-am criticat, dar le putem discuta oamenii ăștia și corect. La mulți ani, dragi, la mulți ani, dragi consilieri, la mulți ani, celor din Comuna Livez, un an 2019, cu sănătate și realizări. Vă mulțumesc mult! Nu considerați și dumneavoastră și dumneavoastră că după pe 31 acum, după cu capele, cu rători, nu știu ce, ar trebui consilierii să ne întâlnim aici.